Un pic sunt din alt film, dar ascultând discursurile celor care au vorbit înaintea mea, îmi dau seama că nici nu sunt chiar așa pe lângă. Pentru că au folosit niște propoziții, niște cuvinte și niște idei pe care le-aș folosi și eu și acum urmează să le spun și eu altfel, ca să fiu mai original. Și aici deja am punctat o idee să fii original. Ok, sunt alpinist, sunt arădean și da, m-am jucat pe la 5 ani cu pietrele de pe malul Mureșului, în Nămol. Pe atunci încă nu erau așa piscine cum sunt acum, așa albastre și pline de clor. Și visam să ajung în Himalaya. Eram unul dintre copiii ăia mici din Arad, murdar, bineînțeles, că altfel nu este copilărie. Și visam la Himalaya. Nimeni nu m-a luat în serios, în special părinții mei, iar când la 16 ani mi-am propus să fiu alpinist, cu coardă și cu pioletul în mână, au vrut să mă oprească. Adică, cu alte cuvinte, au cam vrut să taie aripile pentru că m-au văzut direct mort. Că faci alpinism înseamnă că o să mori cu siguranță. Este un sport foarte periculos, este o activitate foarte periculoasă. Dar vreau să vă spun, legat de carte, pentru că suntem aici pentru ca să vorbim despre legătura între carte și om, om și carte, că eu, spre deosebire de foarte mulți alpiniști sau cățărători sau oameni care poate vor să devină, poate cochetează cu ideea să devină alpiniști sau cățărători, eu m-am luat după niște cărți. În copilăria mea nu existau telefoane mobile, tablete, calculator, poate la NASA, și mai departe. Și singura informație extraordinară, fascinantă și fantastică care a ajuns la mine era din cărți. Și am pus mâna pe niște cărți și în momentul în care le-am citit, am descoperit povestea. Și aici fac o paranteză. Ați auzit de Hemingway. Este unul dintre cei mai mari scriitori ever. Hemingway a spus că dacă vreți ca oamenii să construiască bărci, povestiți-le despre mare. Este una din cele mai mari adevăruri posibile. Pentru că dacă eu știu cum se construiește o mașină, să zicem, și o să vă scriu pe tablă ecuații și alte cele, nu o să vă intereseze. Dar dacă vă povestesc ce putem să facem cu mașina aia, pe unde putem să ne plimbăm, cum va arăta lumea prin prisma noastră, pur și simplu, pentru că noi ne plimbăm cu un cabrio, de exemplu, atunci poate o să vă puneți voi mintea la contribuție să inventați roata, focul și mașina. Asta este esențialul. Povestea face totul și povestea o fac unii oameni cu personalitate. Ăia, de regulă, scriu și cărți. Mai sunt și mulți alții care scriu cărți că sunt forțați, că stau niște mulți ani la pârnaie. În fine. Deci, povestea care vine din carte ne fascinează, ne prinde și de ce anume? De ce este atât de interesantă? Pentru că ne imaginăm. Apelează la imaginația noastră. Nu este un film făcut de un regizor foarte clar, unde noi vedem ce se întâmplă. Este lăsat totul la imaginația noastră și este fascinant. Așa că eu, în momentul în care eu m-am pornit în viață ca alpinist, fac o altă paranteză, cam știam de la 5 ani ce vreau să fac în viață și am făcut tot ce mi-am dorit eu în viață până acum. Este mare lucru și o să revin asupra subiectului. Deci în momentul în care eu am citit acele cărți și am auzit acele povești, eu am vrut să fac parte din poveste. Aici apare un fenomen interesant. Pe mine nu m-a interesat recordul. Nu m-a interesat că eu vreau să urc peretele nordic al Eigerului, de exemplu, un traseu pe care l-am făcut în Munții Alpi, în 3 ore, 4 ore, 5 ore sau 10 ore. Nu. Eu am vrut să pun mâna măcar
să trec prin personalitatea mea măcar și să fiu prezent acolo unde marile personalități din alpinism au trecut. Ei, asta ține o perioadă. Pentru că la un moment dat îți dai seama că tu nu mai vrei să copiezi pe cineva. Nu mai vrei să semeni cu cineva pentru că crești și tu ca și personalitate. Mulți se pierd pe drum, foarte mulți. Eu am 30 de ani de alpinism până acum, în spatele meu, și vreau să vă spun că nici nu mai țin minte fețele oamenilor și numele lor cu care eu m-am cățărat în 30 de ani, pentru că au apărut și au dispărut. Au fost pur și simplu un foc de paie. Așa că dacă vă programați o viață interesantă, atunci să nu fiți doar un foc de paie. Este mare lucru, este un pas extraordinar de mare pentru voi dacă știți încotro vreți să vă îndreptați. Și dacă nu știți cumva, nu este nicio problemă. Nici părinții n-ar avea niciun motiv să vă certe. Nici profesorii, nimeni. Însă, în momentul în care, la fel cum au spus și ceilalți dinaintea mea, vă alegeți oamenii ăia interesanți cu care interacționați, s-ar putea să aveți o sclipire. Eu de-aia sunt acum aici invitat. Când m-a sunat cineva dintre organizatori de la București și m-a întrebat, ok, bun, dar cam despre ce vrei să vorbești, am zis, printre altele, despre iubire. Și am auzit aici un discurs asemănător legat de iubire și nu știu câți ați ridicat mâna, unii au zis, eu nu vreau să fiu iubit. Auleu, poate noi avem o mare confuzie legată de chestia asta cu iubirea. Eu vreau să iubesc foarte mult și vreau să fiu iubit foarte mult. Suport să fiu iubit. E o chestie interesantă. Nu toată lumea suportă asta, dar de ce? Pentru că în interior nu este ok. Un om care are un echilibru interior, care are încredere în propriile forțe, în propria persoană, un astfel de om nici nu-și pune problema că nu suportă să fie iubit. Pentru omul respectiv, iubirea nu mai apare ca și un fenomen cu care nu am ce să fac. E o agresiune de-a dreptul. Vrea să mă iubească și eu nu știu ce să fac cu chestia asta. Păi nu, pentru că eu nu sunt echilibrat de aceea. Este important să-ți găsești echilibru în viață și sunt nenumărate căi să-ți găsești. Eu sunt alpinist. Echilibrul meu, personalitatea mea, s-a format prin prisma alpinismului. Dar dacă pictezi, dacă sculptezi, dacă proiectezi, dacă faci orice în viață și o faci cu plăcere, ești muzician și vorbesc acum despre artiști, dar poți să faci orice altceva, să te ocupi de flori, de agricultură, de animale. Important este ca să-ți placă și să găsești echilibrul, să fii un om fericit. Iubirea nu este doar iubirea legată de femei și bărbați. Deși noi ne cam orientăm spre așa ceva și ne place, vânăm această iubire. Iubirea este o stare, de fapt. Asta e tot. Gândiți-vă ce înseamnă să fiți în starea aia de bine, în permanență sau preponderent, și să nu vă aflați acolo. Asta e tot. Eu vreau să fiu într-o stare. Ok, și acum să vă zic altceva de pe felia mea sau din bucătăria mea. Mă întreabă lumea și cum e acolo sus. Adică la 7.000 de metri, la 8.000 de metri. E clar, suferi de foame, de sete, dai totul din tine ca să ajungi acolo. Este un peisaj absolut ostil, în afară de faptul că e fascinant. Cât de frumos e, norii sunt sub noi. Mulți nici nu concep chestia asta, nu? Noi ne uităm de aici la nori, fiind la mii de metri deasupra noastră. Și noi de acolo ne uităm la norii ăia de sus și sunt sub noi. E o mare de nori. Suflă vântul. În paranteză vă spun că ultima mea performanță le-am realizat în Himalaya, unde vântul bătea în 105 km la oră rafale. Nu știu dacă vă puteți imagina, minus 27 de grade. Și atunci spui problema că de ce te duci acolo? De ce te chinui atâta să te duci? De aia, pentru că este un moment de sclipire,
legat de acea iubire, acea stare. Am nevoie de asta. Eu personal. Bineînțeles, cei care mă sponsorizează, cei care mă sprijină în activitatea mea, n-au nicio treabă cu ce simt eu. Ei se uită la faptul că omul acesta are un proiect. Așa se zice, avem proiecte. Are un proiect și a dus proiectul până la capăt, a înfipt steagul pe vârf, are o poză foarte mișto, din care se poate face un roll-up. Măcar un roll-up. Și se vorbește la radio și la TV despre treaba asta o perioadă, orice miracol ține 3 zile, după care eu trebuie să am următorul proiect. Eu însă știu o viață întreagă cum m-am simțit acolo sus, ce am simțit, ce am trăit. Este o minune. Gândiți-vă că eu când ajung acolo sus, trecut prin chinurile nașterii, pentru că un traseu, asta înseamnă, iubesc pe toată lumea. Iubesc pământul de sub picioare și de desubt și toată omenirea și țara mea și orașul meu. Multă lume nu înțelege chestia asta, pentru că zice, ok, ce ai tu cu țara ta? Tu în țara asta te chinui de multe ori, răzbești foarte greu, pentru că lumea nu înțelege ce faci, nu vrea să înțeleagă și s-ar putea ca în America să fie mai bine. Nu e așa. Deloc. În momentul în care ajungi acolo, credeți-mă că îți apar cele mai pure gânduri posibile. Acolo nu există calcule, nu există să combini nimic. Acolo apare sinceritatea. Este starea de bine, bucuria că trăiești și sentimentul acela că ești în stare să iubești și pe alții și pe ce te înconjoară. Pentru asta merită să te chinui. Pe undeva este ca și în viață. Ultimul traseu pe care l-am făcut în Himalaya se numește Călătoria Micului Prinț. Este un titlu foarte interesant pentru o premieră mondială în Himalaya și multă lume s-a întrebat de ce oare. Cunoașteți opera de artă, lucrarea Micul Prinț? Este o poveste simbolică pentru copiii cei mari, nu neapărat pentru copiii mici. Sau poate chiar sub nicio formă, pentru că copiii mici așa sunt ei și nu înțeleg de ce trebuie făcut din asta o poveste, dar adulții înțeleg de ce s-a făcut din asta o poveste. Și vă dau un fel de citat acum, eu n-am fost bun să învăț lucruri pe de rost. Sună cam așa. Micul prinț, în călătoria lui selenară, aterizează pe o planetă. Pe planeta respectivă stă regele. Știm cu toții cam ce îl caracterizează pe un rege. Cum se prezintă un rege? Destul de atotputernic, așa, deasupra tuturor. Avem și noi în societatea noastră și peste tot. Și atunci, regele, când îl salută pe el, zice, iată, un supus. La care micul prinț pune întrebarea, ok, bun, dar cum de mă recunoaște că nu m-a mai văzut niciodată? Justificat. N-a știut micul prinț că pentru un rege toți ceilalți sunt supuși. Ei, eu nu mă simt supus. Nu am vrut să mă simt niciodată. Nu m-am putut vedea în această ipostază să fiu supus. Și totdeauna am căutat libertatea. Starea de bine, iubirea, este una și cealaltă stare este libertatea. Libertatea nu înseamnă că nu faci nimic cu viața ta, din contră. Libertatea înseamnă că faci ceea ce îți dorești să faci și s-ar putea ca să te angreneze mai mult decât dacă ai fi într-o stare de supus și ți se spune, fă chestia asta. Când ești liber, ai toată lumea în fața ta, toată viața în fața ta și poți alege. Multă lume nu poate să conceapă și să înțeleagă ce înseamnă să poți să aleg. Pentru că sunt induși în niște direcții. Alegerea e complicată. În momentul în care ai de ales între 10 chestii, deja te-au băgat în ceață. E mai simplu să ți se spună, fă asta.
Băi, fac asta că mi s-a spus și cu asta basta. Ei, în momentul în care poți alege, ți se schimbă viața. Și am avut de ales, și am ales, ori calea mea nu este cea mai ușoară, din contră, este una din cele mai complicate căi posibile. Gândiți-vă, care este esența alpinismului? Să te duci roata, așa, la bastonaș? Să te duci pe autostradă? Adică, ok, bun, în țara noastră Transalpina este cea mai înaltă șosea. În India undeva, în Asia, la 5.000 de metri este cea mai înaltă șosea. Pe de altă parte, dacă îi să urci un munte de 5.000 de metri pe un perete vertical, vă dați seama cam cum se schimbă datele problemei. Ei, alpinismul este despre asta. Nu neapărat înseamnă unde, ci cum. Este o chestie foarte simbolică pe care o întâlnim și în viață. De exemplu, este un citat celebru. Nu mă interesează anii din viața ta. Să zicem, cum a zis colegul, moartea. Ce urât sună chestia asta. Nu ne place. Voi te întâlnești cu cineva acolo, pe lumea cealaltă, unde cică e altfel, și... Hai, ce mai faci? Cât ai trăit? 80 de ani. Ce mai faci? Cât ai trăit? 90 de ani. Da, într-adevăr, asta este o cifră, dar pe mine mă interesează cum ai trăit anii aia. Eu, de exemplu, acum, eu nu realizez câți ani am, nici nu mă interesează și nu realizez câți ani au trecut și nu realizez câți ani vor mai fi. Eu realizez faptul că acum am venit în Timișoara să vorbesc cu voi, pentru voi, în cadrul unei conferințe destul de interesante. Și bineînțeles că îmi place ideea, pentru că îmi place ideea de a contribui la ceea ce se numește educație non-formală. Voi sunteți la școală, nu am înțeles, la liceu, nu la facultate. E cineva de la facultate aici? În afară de cadre didactice? Nu. Deci la liceu. Clasa 12-a, 11-a? A 10-a. Ok. Educația non-formală, din moment ce voi sunteți în educația obișnuită, formală. Nu. Ok, de ce tot se vorbește despre educația non-formală? Îmi zice cineva? Hai, cineva, oricine. De ce se vorbește acum tot mai mult despre educația non-formală? De ce e atât de wow? Pentru? Deci, te ajută să fii original. Este un răspuns corect, da. Răspunsul meu este că pentru că este non-formală. Deci, da, te ajută să fii original, dar pentru că este non-formală. Ori s-a dovedit că societatea nu mai poate să funcționeze în limitele formalului. Avem nevoie de mai mult. Pe vremea mea, când am terminat școala, am terminat școala, punct. De acolo încolo e povestea cu cei 5 oameni sau 4 care ne definesc pe noi, din jurul nostru. De acolo încolo, pe ce cărți am mai pus mâna, am făcut facultatea și am fost direcționați fiecare într-o anumită direcție și s-ar putea după mulți ani să ne dăm seama că nu asta am vrut neapărat. Bun. Acum, minunat este faptul, în societatea modernă, că voi toți puteți să participați periodic și mai ales dacă vă uitați pe telefon și căutați aceste evenimente, să participați la această educație non-formală. Pentru că din sala asta sunt convins că veți pleca altfel. Este imposibil să plecați la fel. Nu se poate. Suntem oameni diferiți care vorbim și am vorbit în fața voastră, avem diferite idei, în principiu vorbim despre același lucru, dar prin prisma noastră, strecurat prin prisma noastră. Da, câte ore durează până ajung la un anumit nivel, pot să spun că acel Summit Push, care este ultima ascensiune din ultima tabără, poate să dureze și 20 de ore. Gândiți-vă să mergi 20 de ore
pe la 7.000 de metri, 8.000 de metri dus întors, ce înseamnă chestia asta? În momentul în care dacă eu v-aș propune acum că haideți să ne punem aici la nivelul mării, deci cum suntem noi la 100 și ceva de metri, să mergem 20 de ore, nu știu, ajungem până în Oradea sau naiba știe, cât facem noi în 20 de ore, se poate calcula, ai 5 km la oră viteză, deci 20 de ore ori 5 km. Nu știu dacă v-ar place. Mie sigur nu. Eu n-am nicio treabă cu drumețiile astea. Nu le suport. Și atunci cum poți să te duci la 7.000 de metri, 8.000 de metri, 20 de ore, unde nici măcar nu este oxigen, nu? Avem 30% presiune atmosferică. Pentru că e fascinant de aia, pentru că așa funcționează mintea noastră. Pentru că noi vrem să vedem peisaje, noi vrem să avem trăiri extraordinare. Pentru că nu ne place să mergem doar așa în față 20 de ore. Asta este taina secretului. Accident mare n-am avut. Am căzut odată într-un perete aproximativ vreo 12 metri, dar atunci nu m-am julit și odată am căzut 3 metri și mi-am rupt glezna. În rest, n-am avut niciodată accident în alpinism. Am fost luat până acum, le-am numărat, de 5 avalanșe. Asta înseamnă că s-ar putea ca în zodiacul chinezesc totuși să fiu pisică, alea cu 7 vieți. Asta nu știu, dar presupun. Vă spun ceva, o întâmplare din viața mea. Am fost chemat, voi sunteți mari. Dar gândiți-vă că am fost chemat la școală, la clasa 3-a. Vorbesc la copii de clasa 3-a despre ce fac eu și toți pe telefoane, deja în clasa 3-a, sunt oameni importanți, știi, au afaceri de coordonat de pe telefon, telefon cu iPhone, nu știu ce. Ok? Și eu să le vorbesc despre ce fac eu, despre perseverență, despre curaj, despre multă muncă, despre antrenament, despre naiba știa. Nasol, nu? Ce vorbești unui copil de clasa 3-a despre asta? Și atunci, la un moment dat, cineva din ultima bancă m-a întrebat așa că, bă, și atunci tu ești unul din cei mai buni alpiniști din lume? Apoi vă dați seama că dacă ți se pune așa o întrebare, pentru un copil trebuie să răspunzi cu da, că dacă zici nu, atunci l-ai dezamăgit complet, l-ai pierdut acolo. Pentru că copiii au pretenția ca oamenii care li se prezintă în fața lor să fie ăia, cei mai buni din lume, să vină Schumacher aici, dacă se poate. Bine, el nu poate acum, dar când putea. Nu vorbim despre karting și el. Să vină Schumacher să vorbească. Băi, și am spus, ok, eu nu sunt unul dintre ăia cei mai buni din lume. Sunt unul din cei mai buni din România și, ok, atunci încă nu făceam chestia asta ce am făcut ultima dată în Nepal, dar sunt acolo, performanțe de top și așa mai departe. Dar am încercat să le explic copiilor că, bun, știți care e faza? Ce vedeți voi la televizor? Simona Halep, performeri, și români și străini, preponderent cam mai ales străini, din păcate, ei au o industrie în spatele lor. Au un sprijin formidabil. Acolo-s bani băgați. Pentru că avioanele zboară cu mulți bani. Asta este un adevăr. Și asta este situația. Bun, explicația mea era cumva. Însă, în clasa a treia, copiii sunt foarte sinceri și inocenți și o fetiță din prima bancă, de data asta, m-a întrebat, zice, poți să te întreb și eu ceva? Da. Zice, dacă de mâine te sprijină guvernul României, poți să devii cel mai bun dacă n-ai încredere în tine? Hopa! Filozofie pură și la nivel înalt. Asta este cel mai important. Trebuie să ai încredere în tine. Și încrederea asta în tine o vei căpăta din cărți și din oamenii pe care îi ai în jurul tău, care sunt din ăia, care nu-ți taie aripile. Eu vă doresc succes în viața voastră, tot înainte.